Când pornești la drum, trebuie să ai tot ce îți trebuie în bagaj pentru a nu avea surprize neplăcute pe parcurs. Așadar, punctul din care pleci este foarte important. Condiția fizică pe care o ai la momentul zero determină strategia corectă pe care trebuie să o aplici când pornești la drum. Primul lucru pe care îl faci când pleci la drum, și mai precis când intri într-o cursă cu tine, cu cei din jurul tău, cu demonii tăi, cu neputința ta, este să te asiguri că ai suficient combustibil în rezervor. În primă fază, dacă nu ai mai făcut sport deloc sau ai făcut o pauză mare, rezervorul tău are un volum foarte mic, ceva gen 5 litri comparativ cu al unui atlet care poate avea un rezervor de 100 de litri și este capabil să parcurgă distanțe impresionante. Așadar, atenția ta trebuie orientată în mod special către mărirea capacității propriului tău rezervor pentru a înmagazina cât mai multă energie, pentru a fi capabil să depui efortul necesar obținerii unor rezultate spectaculoase. Acest lucru nu îl faci într-o singură zi, nu îl faci nici măcar într-o săptămână. Efortul aplicat în mod repetat timp de luni de zile, combinat cu epuizarea rezervelor energetice la fiecare antrenament, îți va permite să ai anduranța necesară pentru a obține rezultatele pe care ți le dorești. În funcție de condiția fizică pe care o ai în momentul în care te decizi să intri în acest program, să faci împreună cu mine din 2019 cel mai bun an al tău, să urmezi pas cu pas marea transformare, există două categorii de oameni. Sunt oameni care au fost constanți în ultima perioadă, s-au antrenat, au rezistență, capacitate de a face efort și sunt oameni care au decis să facă o pauză sau nu au făcut niciodată sală și începând cu ianuarie 2019 ei decid să-și transforme radical viața. Ei bine, în funcție de aceste două diferențe majore vis-a-vis de acel rezervor, capacitatea lor de a depune efort, se stabilesc strategii diferite. Vorbim aici de faptul că în momentul în care ești începător sau în momentul în care ai făcut o pauză, organismul tău nu mai are rezistența necesară, ei bine, atunci funcționezi cel mai bine cu antrenamente de tip full body și în momentul în care deja tu ești antrenat, deja ai fost constant în ultimele luni în materie de antrenamente, automat nu vei pleca la drum cu ideea de a face antrenamente full body. Vei antrena grupele musculare individual pe tipul antrenamentului clasic. Ce se întâmplă în momentul în care nu ai mai făcut sală de câteva luni de zile bune sau în momentul în care decizi să faci pentru prima dată sală? Ei bine, corpul tău nu este adaptat efortului, nu ai rezistență, nu ești capabil, mușchii, grupele tale musculare nu sunt capabile să depună atâta efort cât ar fi necesar în momentul în care ai antrena individual grupele musculare. Pentru că în momentul în care antrenezi grupele musculare individual, respectivii mușchi trebuie să fie capabili să suporte o presiune de genul 16-25 de serii. Lucrezi piept, să faci 16 serii minim, 20-25, Arnold era cunoscut prin faptul că făcea un număr foarte mare de serii. Ei bine, dacă tu ești începător sau ai făcut pauză mare și te apuci acum să faci 16 serii la piept, vei constata că nu ești capabil să faci 16 serii. Tocmai de asta antrenamentul full body se potrivește perfect cu modul în care trebuie să se antreneze un începător. Pentru că nu ești capabil să faci un alt tip de antrenament.
Tu vei antrena pe sistem full body toate grupele musculare într-o zi și vei face aproximativ 4 serii pentru fiecare grupă musculară. Să vă dau exemplul meu. La mine nu se pune problema că n-am mai făcut niciodată sală, clar am făcut, însă datorită faptului că am făcut o pauză foarte mare, vreau să vă spun că până la epuizare și cu greutăți considerabile, nu am fost capabil să fac mai mult de 4 serii la piept. Mi-am dat seama că acele 4 serii la piept cu greutate relativ măricică mi-au stresat la maxim mușchii, mi-am dat seama că voi avea deja febră musculară, eram incapabil să mai fac alte 4 serii, ca să nu mai vorbim de 16 serii. Deci chestia asta era deja o nebunie totală. Bun. Și atunci am făcut 4 serii la piept, 4 serii la spate, 4 serii la bicep, 4 serii la tricep și așa mai departe. A fost arhi-suficient acest antrenament ca să-mi provoace o febră musculară absolut groaznică. Și știți care este culmea? Că nu mi-a provocat-o doar la primul antrenament, mi-a provocat și la al doilea și la al treilea și așa mai departe. Așadar, antrenamentele full body pentru începători se fac pe o perioadă de minim 2-4 săptămâni, până îi dai timp corpului să se adapteze cu nivelul de efort. Ce se întâmplă? În momentul în care ai trecut de perioada aceea de 2 săptămâni, apare o chestie foarte interesantă și anume faptul că tu totuși constați că ești capabil în urma antrenamentului, chiar dacă este scurt, să faci mai multe serii. Și atunci vei face ușor trecerea spre antrenamentele individuale. Vei observa că poți mări numărul de serii de la 6 la 8 la 10. Vei reduce din grupele musculare antrenate și vei face o trecere lentă către antrenamentele individuale pe grupe musculare. Vei face practic tranziția între antrenamentul full body și antrenamentul pe grupe individuale. Ce se întâmplă în momentul în care deja ești antrenat? În momentul în care ești deja antrenat și nu se pune problema să fi făcut pauză, să fii începător și așa mai departe, singurul lucru pe care va trebui să-l faci este să intensifici efortul, să încerci să epuizezi și mai mult organismul. Și într-o situație de genul ăsta nu-ți rămâne decât o singură șansă. Dacă te antrenai 12 serii pe grupa musculară, clar făceai o greșeală din start. Urcă la 16 serii pe grupa musculară, urcă la 20 de serii pe grupa musculară, urcă la 25 de serii pe grupele musculare majore și atunci vei constata un progres. Dar ce se întâmplă oare cu cei care sunt avansați, cu cei care deja s-au dus corpul, se antrenează de câțiva ani de zile, nu mai înregistrează progres, au impresia că s-au dus corpul deja într-un nivel maxim și chestia asta îi demoralizează? Ei bine, o să vin cu o informație cheie care nu există nicăieri pe internet, nimeni nu vorbește despre ea și este folosită numai de profesioniști. Atenție! Ceea ce vă voi spune în următoarele momente reprezintă cheia succesului pentru a continua să crești o grupă musculară 100% natural, fără să folosești substanțe, steroizi și alte aberații. Cea mai nouă, cea mai avansată tehnică de antrenament, nouă este impropriu spusă, este bine ținută secret pentru a înregistra un progres în momentul în care ai epuizat toate formele de antrenament. Trebuie să treci la lovirea tuturor grupelor musculare de 2 ori pe săptămână. Știi ce înseamnă asta? Înseamnă că ai epuizat toate metodele prin care poți să crești, îți antrenai organismul pe stil clasic, câte un antrenament pentru fiecare grupă musculară pe săptămână. Ei bine, începi să faci 2 antrenamente. Începi să faci pieptul cu spatele luni, începi să faci picioarele și celelalte grupe marți, faci miercuri pauză și reiei, lucrezi tot corpul de 2 ori și bum, vei înregistra rezultate. Cea mai avansată tehnică de antrenament o reprezintă antrenarea grupelor musculare de 2 ori pe săptămână, nu o singură dată. Tu cât combustibil ai în momentul de față? Am o provocare pentru voi. Trebuie obligatoriu să participați la ea. Întrebarea mea pentru voi, și veți vedea în video în secundele următoare, este următoarea. Câte flotări poți să faci în acest moment? Ți-ai testat forța? Pune pe pauză acest video, eventual filmează-te când faci flotările. Dacă nu te filmezi, nu este nicio problemă. Lasă un comentariu cu numărul de flotări pe care poți să le faci acum. Prin chestia asta nu faci decât să
îți înregistrezi nivelul tău de condiție fizică în momentul de față și te vei compara valoarea, numărul de flotări pe care le poți face acum cu numărul de flotări pe care le vei putea face peste 30 de zile. De ce este important să faci acest lucru? Pentru că este foarte important să știi de unde pleci, punctul de pornire, și să poți compara valoarea, forța, rezistența ta în momentul de față cu progresul pe care îl vei înregistra și valoarea la care vei ajunge în următoarele 30 de zile. Pașii mici, rețineți pașii mici și progresul lent de care v-am spus. Împărțirea scopului major în scopuri mici, obiective pe care tu le poți atinge, asta reprezintă cheia succesului. Așa că, fraților, credeți-mă, vă iubesc din suflet, nu vă pun să faceți flotări aiurea. Puneți pe pauză acest video, băgați flotări și lăsați un comentariu câte flotări poți să faci în momentul de față. Vă spun chestia asta pentru că sunt împreună cu voi în chestia asta. Fac toată această transformare pentru voi. Îmi era foarte simplu să nu documentez tot procesul. Îmi doresc ca toți cei care mă urmăresc să reușească. Așa că lăsați la o parte chestia de genul la care mama acum râd ne pune la muncă. Nu! Faci chestia asta pentru tine. Da? Da. Așa, fraților, că v-am promis pe 1 ianuarie, avem o curiozitate să vedem câte flotări facem după pauză de 6 luni de sală. Și parțial mi-a satisfăcut această curiozitate făcând flotări la paralele. Cât crezi că am făcut poți? Câte flotări la paralele crezi că am făcut corect? 20? 6! Pe bune? 6! Vars! Hai să vedem acum, în premieră, cu o singură antrenament. Și în mod normal, că sunt adenat, fac 70, corect. Deci, varză.